Bună, dragii mei! Sunt Lady Divine, bine ați venit pe Makeup Shop România! Continuând cu produsele Lioele, astăzi vreau să vă prezint două produse minune. Lioele Dollish Veil Vita BB Cream. Eu le-am încercat pe amândouă pentru că sunt prezente în două nuanțe pe Makeup Shop România. O nuanță este 1. Gorgeous Purple, o nuanță mai rece pentru tenurile mai deschise, cu subton mai rece, mai rozaliu, și 2. Natural Green, o nuanță mai caldă, da? Care se transformă în ceva mai cald și încălzește tenul pentru a estompa din roșeața sa. Aceste produse merg pe același principiu precum Dollish CC Cream, în condițiile în care scoase din recipient au o culoare verde, respectiv lila, iar mai apoi întinsă și încălzită și estompată pe ten se adaptează tenului vostru. Au un factor de protecție de 25 și dacă vreți să vedeți cum funcționează, eu vă invit să urmăriți în continuare. Vizionare plăcută! Lioele Blooming Shimmer Pearl Base este un produs multifuncțional ce poate fi folosit ca iluminator sau ca primer hidratant. Formula sa extrem de lejeră și nelipicioasă conține pudră de perle și iluminează tenul oferind un aspect foarte luminos, radiant chipului tău, mărind în același timp rezistența machiajului aplicat. Se poate aplica deasupra fondului de ten ca iluminator sau înainte de aplicarea acestuia ca primer și iluminator. După cum vedeți, eu îl aplic înainte de aplicarea BB Cream-ului Dollish. Prin intermediul derivaților proveniți din aminoacizi și a unui complex de elemente emoliente, Lioele Blooming Shimmer Pearl Base păstrează pielea hidratată o perioadă îndelungată. Poate fi folosit pentru toate tipurile de ten, iar combinat cu fondul vostru de ten îi poate ușura foarte mult formula și în felul acesta veți putea obține un efect foarte proaspăt de ten, de porțelan, de ten hidratat. Trecem acum la aplicarea Lioele Dollish Veil Vita BB Cream, un produs multifuncțional de îngrijire a pielii și de machiaj. Formula sa conține un complex de 6 vitamine: vitamina A, B5, C, E, F și H. Astfel, acest produs tonifică, hidratează și hrănește intens pielea. Poate fi folosit pe post de bază de machiaj, fond de ten și chiar și corector, pentru a putea acoperi imperfecțiunile pielii, pentru a putea corecta culoarea tenului, oferind un finish foarte natural, iar microcapsulele de culoare îi permit să-și schimbe nuanța în timpul aplicării. Produsul protejează împotriva radiațiilor solare ultraviolete de tip UVA, având un factor de protecție de 25. Îl vom găsi în două nuanțe, după cum mai spuneam: Natural Green, ideală pentru a neutraliza roșeața și pentru a uniformiza culoarea tenului, și Gorgeous Purple, numai bună pentru iluminarea tenului tern cu subtonuri galbene. Acest produs este recomandat pentru tenul gras sau mixt, deoarece controlează foarte, foarte bine secreția excesivă de sebum. Și aveți aici rezultatul imediat după aplicare. Observați cum tenul este acoperit, uniformizat, nuanța este un pic prea deschisă, dar veți observa cum, după câteva minute, ea se adaptează perfect tenului. Trecem acum la aplicarea Lioele Dollish Veil Vita BB Cream în nuanța Gorgeous Purple. Imediat după aplicare, produsul apare mai deschis pe ten, iar după câteva minute începe să se oxideze și să se adapteze nuanței tenului. Nu va încărca tenul, iar finish-ul său semimat îl face aliatul perfect pentru tenul mixt. Culoarea va fi uniformizată, imperfecțiunile acoperite, tenul iluminat, îngrijit și hidratat pe tot parcursul zilei. Puteți jongla cu aceste nuanțe și cu ajutorul unei pudre mai închise la culoare. Iar pe timpul verii, un bronzer vă poate ajuta să reglați temperatura culorii, închizând-o cât de mult doriți. Ați văzut acum și cum se comportă cele două BB cream-uri. Nu uitați să alegeți cu grijă nuanța care credeți că vi se potrivește cel mai bine. Rece, Gorgeous Purple, cald, Natural Green. Da? Sper că s-a înțeles. Nu uitați că toate linkurile utile sunt în cutia cu descriere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, un like acolo și pe Facebook. Nu uitați că avem o pagină de Facebook unde ne puteți urmări. Eu sunt Lady Divine, sper că v-am fost de ajutor. V-am pupat și vă mai așteptăm pe aici. Pa, pa!